Iată lotul pe care îl are la dispoziție Florin Nini. Nu sunt surprize în echipa pe care o are la dispoziție antrenorul care a condus, iată la prima dată, Florin Nini, antrenorul care a condus în sezonul precedent echipa din Târgoviște. Cei trei arbitri, maghiari toți trei, nu cred că va fi vreo problemă. Vorbim despre o partidă amicală. Și iată și trupa lui Sándor Farkas, antrenorul maghiar. Și aici sunt jucătoare cunoscute, basketbaliste de valoare, iată și pe tehnicianul naționalei Ungariei în prim plan. O echipă națională care a reușit în decursul anilor performanțe importante la campionatul european, două medalii de argint și numai puțin de 5 clasări pe locul 3, ultima dată destul de recent, în 1991. Vă reamintesc, pe mijloc jucăm galben, vorbim mult în românește, da? Galben. Ekről azt tudjuk ugye, hogy az irányító rutinos, azt megpróbáld úgy lerendezni, hogy ne tudjon a nyolcas felé játszani, akit a Zsófi üldöz. Elsősorban labda nélkül nagyon keményen. Hol van Zsófi? Itt van. Ja. Jó, amit megbeszéltük, lehet, hogy ne tudjon labdát kapni, mert ő az, aki hányja a pontokat. Egyből dobja, hatul között egy egyezésben van, úgyhogy egy. Első akció, ötös egyből be a Dodina. Ötös egyből be a Mia! Da, este vorba de partide amicale, dar cu toate acestea, evident, antrenorii așteaptă implicare și atitudine de la jucătoare. Nu vorbim de rivalitatea dintre România și Ungaria acum, ci vorbim în primul rând de gândul care le domină pe aceste jucătoare, ce vor face la campionatul european de anul viitor. Noi suntem și noi și Naționala Ungariei, evident, sunt echipe calificate și România și Ungaria direct la turneul final, grație calității de gazdă. De aceea au ales și oficialii federației noastre și aceiai federației din țara vecină să participe la mai multe partide amicale, pentru că așa ai nevoie de ritm de joc, ai nevoie de meciuri pentru a se suda relațiile de joc din cadrul lotului. Și asta încearcă să facă Florin Nini, cel care a jucat deja mai multe partide amicale. Dar vă spuneam, mai multe meciuri amicale jucate deja de echipa noastră. După partidele cu Bulgaria și Macedonia, iată a venit rândul Ungariei aici la Debrecen. Anemari Părău conduce primul atac al echipei noastre și se fluieră fault. Thank you.
Rita Rashid, foarte agresivă la Anne-Marie Părău, din nou fundașul naționalei noastre. Aruncare de 3 puncte, excelent debut de meci pentru România. Pavel, cea care a punctat de la distanță. Pivotul României a reușit să scrie de 3 puncte. Pavel nu evoluează în țară, ci în Austria, la Flying Foxes Vienna. Tot Pavel la recuperare, lasă mingea lui Părău, de drumul repede la minge. Rashid aproape de intercepție. Gabriela Mărginean, probabil cea mai importantă basketbalistă din echipa noastră, stopșut de 2 puncte, excelent. Ce debut de meci, 5-0 după 1 minut și 5 secunde. Varga a putut să facă față în relații de 1-1. Acum minge scăpată afară. Greșeală Dorei Horti. Iată, mingea a căzut pe tușă. Lucru nepermis de regulamentul jocului de basket. Todora Horti face acum treabă bună în defensivă. A scos un fault în atac la Gabriela Mărginea. Da, foarte tare au început în apărare ambele echipe această partidă de la Debrecen. Și din nou fault, dat acesta fluierat la Anne-Marie Părău. Stoianescu, prin plan, Ancuța a fost chemată la echipa națională pentru a o înlocui pe cea care a fost inițial convocată și la care s-a renunțat cele din urmă pentru a-i se permite să evolueze la națională de sub 20 de ani. Iată pe Stoianescu aruncând de la distanță, a ratat însă. Anne-Marie Părău așează un nou pozițional, om la om apărarea Ungariei. Fault comis asupra Gabrielei Mărgine. Stănescu pătrundere, minge scoase la Mărginean, aruncă de 3 puncte Mărginean în capacul lui Vaida. Din nou Mărginean, era ultima secundă de atac. În airball, iată-o în prim plan pe Ana Vaida, cea care a reușit capacul de mai devreme. Intervenție pe care am revăzut-o, fault acum comis asupra lui Varga. Adina Stoiedin oprește pe drum pe jucătoarea maghiară, care va executa 2 libere.
blochează Vajda. Și acum din nou România în atac. Ne mari pe rău. Vinini în picioare. Încearcă să-și așeze jucătoarele cu mâna. O pasă înapoi la Stoiedin. Este faultul lui Pavel. Până început, excelent, fetele noastre au mai găsit drumul spre coș. Și Ungaria poate să egaleze la 5. Risa Rashid marchează, este 5 la 5, o capcană din care reușește cu greu să iasă Neamari pe rău. Virginian, excelentă pasa pentru Pavel. Un blocaj, ieșire din blocaj perfect făcut de cele două jucătoare ale noastre. Aș nefluierat, aruncă Rashid de 3 puncte și extraordinar până la urmă este coș. A ratat în prima fază Vajda, a pus mingea dintr-o parte, Dora Horti, pardon, a pus mingea dintr-o parte în alta. Marginean în pătrundere, excelent, protejează în fața Zofiei Varga. Chiază Gabriela Marginean, al doilea coș al său. România conduce 9 la 7. Nivelul numărul 11. Faultează Stoienescu. Honti va avea două libere. Și Ana Laclut. A doua liberă pentru Honti, marcată 9 la 9, Ungaria, România. Reamintesc că mâine dispută partida revanșă. Vedem cine va încerca să-și ia revanșa mâine. Ungaria preia conducerea cu acest coș venit la capătul unui atac rapid. Foarte bun jocul în tranziție al Ungariei. Încă o dată, Ana Vajda. Pare oportun pe coborurile spalor. Nu vreau, e foarte important acum să nu cedăm la joacă murdar. E ok, bravo. Hai să ținem la treaba asta. Hai atent cu prinderea mingii. Atenție la pressing-ul lor, da? În primul rând, Adina și cu Eli plecați în față. Vreau să repui tu, care ești poziție 3, da? Stai aici, tu tot timpul să stai pe partea opusă, Ane, da? Așteaptă blocajul. Ane, tu te duci spre minge, am cuțat, tu ești aici, da? Tu, indiferent la cine dai pasa, vreau să intri și să rămâi puțin în spate, da? Pentru că, de exemplu, dacă prinde Ane, ei fac capcană cu omul de aici și tu rămâi în spate. Ane, dă pasa aici, după care Anca deschide, dacă ai pasa la Ancuța, am trecut. După ce trecem jumătatea, oprim și jucăm cu răbdare, da? Hai să jucăm motion, hai să facem 5, da? Și fetele, vreau acum, dacă ne dăm faul nata, duceți-vă dur, jucați și voi dur la lovit. Haide! 1, 2, 3! România! Haide! Da, nu știu dacă cei mai tineri care se apucă acum de basket trebuiau să asculte ceea ce a spus la timeout Florin Nini, dar asta e sportul. De multe ori trebuie să răspunzi cu armele adversarului, chiar dacă acestea nu sunt foarte fair play, ca să poți să joci de la egal la egal. Trebuie să folosești cam aceleași arme. Într-adevăr, un joc destul de obstrucționist al Ungariei până acum.
foarte multe faulturi pe acel pressing agresiv făcut de Supanoul. S-a apărat excelent Ungaria la faza de mai devreme. Uita Stoienescu în blocată perfect. Reușim și noi, însă intercepția. Stoienescu Edin a depășit inelul, ratează însă și a luat Pavel un cot în cap. Va fi repunere pentru Ungaria. Vocea lui Florin Nini. Este foarte puțină lume în sală, cred că 20 sau 30 de spectatori. Mari Părău, înjelăsată. Pavel se duce frumos în forță. Excelentă finalizarea. Evoluție încântătoare a lui Pavel până acum. Priește jocul la Viena, viața la Viena. Apărarea însă n-a mai fost la fel de eficientă. Ajunge la Pavel cu noroc, aruncă pe lângă inel pivotul nostru cu o șansă de contraatac. Și de 3 puncte ratează, Părău la recuperare, nu este nimeni în spață pentru a da drumul Ane la contraatac. Acum primește și Poș. Pavel. A fost o ratare, aruncarea Dinei Stoiedin. A lovit Buda și pe contraatac comite un faul să încă și Poș. Da, așa este. Laclo a faultat și acum din nou greșeală personală. Pavel faul la linia de libere Dora Horti. Crăciun intră în naționala noastră, a intrat și Cristiana Cutaș. Gazdă Bozochi, Bettina Bozochi, intrată pe parcurs. Cristiana Cutaș pentru Părău. Treceți centru, după care vă așezați și jucați cu răbdare. Asta a cerut fetelor sale Florin Nini. A dat fault în atac cu împingere. Crăciun a luptat cu Bozochi. Care de 2 puncte ratată, prinde Cutaș. Acum Părău dă drumul la minge, Părău accelerează frumos și este faul pe pătrundere. Ane va avea 2 libere.
ambele libere marcate de jucătoarea de la Alba Iulia. Acum este rândul nostru să stăm sus la pressing. Până la urmă iese intercepția Ancuței Stoienescu. Este bine, am stat pe teren. Coș Cutaș acum pe rău. Crăciun Cutaș, o, ce mână are Cristiana Cutaș. Care a revenit după o pauză destul de lungă. România egalează la 15. Avem șanse să trecem la conducere. Din nou pe rău. Așteaptă pe Crăciun, primește Cutaș. Pasă greșită însă a Cristianei și pe contraatac n-are niciun fel de probleme jucătoarea naționalei maghiare. Cipoș însă scutură plasa de la distanță și face ca scorul să ne fie din nou favorabil. Am dat extrem de echilibrat acest meci. A fost foarte bine la plot pentru Timea Țan. Pe jucătoarea de joc a Ungarii. Aceasta însă a ratat schimbare de fundaș și la noi. Maricaro era singura care încă nu ieșise de pe parchet. În locul ei, Gabi Cursaru. Excelent! Din nou marchează fetele noastre. Cuța Stoienescu. România are 20-17 când intrăm în ultimul minut al primului sfert. Este coș de 3. Scris și de adversă Ori, cel care a punctat. Jocuse alături de Anca și Poș. Care de 3 puncte, iese mingea din coș, recuperează Roicele. Este faultul Cristianei Cutaș. Cristina Bigica intră în echipa noastră. Basketbalistă care evoluează peste ocean la Golden Eagles Marquette University. Bozeki ratează a doua liberă, recuperează Cutaș. Accelerăm, sunt ultimele secunde ale sfertului 1 aici la Debrețen. Ratează Crăciun, singură cu coșul, Cutaș, intercepție. Ce aproape a fost Cristiana să facă diferența în ultima secundă a sfertului 1. Până la urmă, Ungaria are 21, România 20. 10 minute intense, 10 minute în care nu s-au menajat basketbalistele celor două echipe. Iată o privire, o imagine panoramică, această sală mică, dar cochetă, din Debrecen. Tot la Debrecen se va juca și partida de mâine, de asemenea transmisă în direct pe postul nostru de televiziune. Vă spuneam, România a jucat până acum 3 partide amicale cu Bulgaria. Un meci terminat 65-94, frângere a fetelor noastre, și 2 jocuri contra Macedoniei. Unul pierdut, unul câștigat.
schimburi, da? Bun. Pe atac, pe atac. Hai să facem 3 down, prima oară, nici n-a arătut. Nu prea l-au lăsat pe... sau nu ne-au lăsat pe noi să-l ascultăm pe, pe Florin Nini. Cel care este într-o situație destul de ingrată, antrenor la băieți, la echipă de club și la fete, la națională. În orice caz, un antrenor cu foarte puțin timp liber trebuie să urmărească și campionatul masculin și cel feminin. Să nu mai vorbim de jucătoarele din străinătate, posibile de convocare. A început sfertul 2, Ungaria în ofensivă. Și o minge scăpată acum afară. Am avut probleme cu trecerea centrului terenului. Ursaru Vigica. Cristian Vigica a reprezentat România și la Moscova la 3-3, un concurs foarte puternic. Basketul 3-3 este într-o creștere foarte mare, interes și al publicului și interesul sponsorilor. În curând, în orice caz, Federația Europeană de Basket este decisă să ridice mai repede basketul 3-3, poate chiar la nivelul celui clasic la 5. Cursarul este de 2 puncte în care ratează. Cursarul recuperează gazdele. Asta mingea prinsă de Bozochi. Și acum Timea Tank. Nouă Tank, minge scoasă la 0 grade pentru aruncarea lui Nicole Tsarok. A rezistat bine, dar până la urmă trebuie să recunoaștem că a circulat excelent mingea în atacul Ungariei. Ne revenim, revedem faultul sperat la intervenția lui Tsarok. Saru pentru Vigica, primește mărginea, aruncă de 3, ratează. Și este faultul comis de Cristina Vigica. Da. Prima greșeală personală a Cristinei. Nu sunt probleme din acest punct de vedere, în orice caz. Vorbim aici de echipa națională, de echipe naționale, vorbim evident și de o bancă lungă. Mai ușor să ai o bancă lungă atunci când ești antrenor la națională, ca și la club ar trebui să ai un buget extrem de generos. Obține semnătura 12 jucătoare și aici vorbim de mai mult de 12 și Ungaria și România ar mai avea variante de basketbaliste care să joace minute bune la națională. Iată, nou merge excelent ninja la atacul gazdelor. Aceeași Tsarok găsită nemarcată. Peter Vig
Paul Gyurfi și Laszlo Minar, arbitri acestui joc. Joc ce se reia cu repunerea de sub panou a fetelor noastre. Au un sfert doi mai modest până acum. Ursaru, Crăciun îi face blocaj. Din se complică, scapă mingea și arbitrii dictează 1-1. Sper că va rămâne balonul în posesia noastră. S-a scurs nici o secundă de pe tabelă și Ungaria mai acumulează un fault. O ținere a fost acolo. Chimea Țang a ținut-o pe Cursaru. Din nou cele două conducătoare de joc sunt față în față. Din o marcare backdoor, Bigica și finalizare cu depășirea inelului. Splendid. Vedem acțiunea internaționalei noastre. România se apără sus, zică pe Costoia din de mult a ieșit după adversarul direct, apare liberă sub coș Sarok. Acum ne-a arătat că știe să se demarce în spatele liniei de 3. Tot găsim poziție de aruncare și de Stupanov. Bigica, excelent, se duce pe pătrundere și marchează pe un picior. 5 puncte avantaj pentru Ungaria, după ce a procedat la două înlocuiri. A văzut pe antrenorul Farcaș trimițându-și jucătoarele pe scaunul de schimbare. Coș de 3 acum și avem cea mai mare diferență de scor în favoarea Ungariei, 8 puncte. Iar Florin Nini o trimite pe parcurs Ancuța Stoienescu, are nevoie de experiența sa. Deci o ratează, vine Stoienescu la recuperare. A fost o minge scăpată în afara terenului de jucătoarea de la Danziu Timișoara. Cum faulta lui Cursaru. Clar, da, poziție bună sub coș, Andorei Horti, Silvestre, care știe mult basket. Bine a rămărit pe parchet. Zambel aruncări Dora Horti, 93 are basketbalista cu numărul 9 de la Euroleasing Sopron. Aruncă Marginean, ratează Horti cu recuperarea și acum este fault în atac. A stat perfect Gabriela Marginean în fața
Nicolae Saro, pardon. S-a dat hold ofensiv din nou România. Posesia mingii, se apără 2-3 Ungaria. Excelent Stoia din... Pași, da. Batere de pași, Zofia Varga. În prim plan. Mari Părău primind de la mărginea. Să vedem dacă am început cursa de urmărire. Deocamdată am șters două puncte din diferența care ajunsese la 10. Copăcită a doua oară în acest meci. Cuța Stoienescu, intercepție a lui Părău și Stoienescu dă o pasă perfectă pentru Pavel, care însă nu vrea să-i fie trecut asistul Ancuței în statistică. Ratează prima aruncare, tot ea prinde însă și finalizează. Nouă timeout aici a Debrecen. 6 puncte avantaj mert rendületből elviszi az 1-1-be bármelyik mezőny, és abban a pillanatban dobják a két büntetőt. Támadásban, mondom, egyes figurából oda hulla pontosan jusson el, akkor van ideje a Dodinak azt átvenni, ott legyen az alsó poszton, abból megoldod, vagy ha rácsapdáznak, teszed ki a labdát jobbra-balra, előre, tehát ez legyen az alapjáték. De, ha nem kell egyből nekiesni, szépen előkészített, felhozzunk, és oda bekerül a labda a gyűrű alá, és megoldani meg a 15-ösre, gyerünk! Scoateți fault, indicațiile de pe banca noastră. Deocamdată însă România este în defensivă și este condusă 6 puncte de echipa gazdă, Ungaria. Și primește Horti Supanou. Reușim din nou să ne apărăm bine. 3-2 contraatacul. Mărginean nu va pasa. Da, e o jucătoare care dă foarte rar drumul la minge. Am văzut-o având evoluții excelente în tricoul celor de la CSM Târgoviște în Euroligă. Dar și acolo, și în meciurile în care domina din punct de vedere statistic jocul, nu neapărat jocul echipei din Târgoviște, ci a avut meciul în care a fost cea mai bună de pe teren. Chiar și atunci însă, la capitolul asisturi, pase decisive, foarte puține. Cifre mici la Gabriela. Vor fi două libere acum pentru Zofia Vaida. Da, intră ambele. Mărginean întoarce la Stoienescu. Pavel din nou Stoienescu.
Cuța în coș pentru aruncarea reușită a lui Stoiadin. Adina Stoiadin. Jucătoare la Danțio Timișoara, cum vă spuneam. Minute multe pe teren astăzi pentru Adina. A făcut și recuperarea de mai devreme. Greșește pe rău, s-a dus în om. A stat excelent acolo pe picioare Catahonti. Stai mai larg, i s-a spus lui Stoiadin. A lăsat-o să primească pe adversară, care a plecat apoi bine pe pătrundere. Stoiadin fusese depășită, dar a pus un capac de zile mari și acum fetele noastre cu Mărginean. Elegantă finalizarea Gabrielei și iată cum am reușit să ștergem 8 din cele 10 puncte care erau în plus în dreptul Ungariei pe tabelă. Sunt 2 minute până la pauză. Primește foarte bine Supanou jucătoarea maghiară. Ezitări în defensivă pentru trupa lui Florin Nini. Au ceva de împărțit acolo Rashid și Anemari Părău. Ana și ia timp și marchează prima încercare. Deocamdată fără punct din acțiune fundașul nostru, dar cu reușite de la libere 4. Șantaj perfect, 100%. Și se duce bine pe lângă Bigica, cea personală în jucătoarei noastre. Echipe. La noi a intrat Cristiana Cutaș. Pavel Cutaș, acum Gabi Mărginean. Mărginean pleacă bine pe dreapta, ce aproape a fost de coș. Excelentă pătrunderea Gabriele. Vă aștept pe pagina Basket la DigiSport impresiile despre echipa noastră. Cum vedeți fetele lui, cum le vedeți pe fetele lui Florin Nini în acest moment, când se află în plină pregătire pentru campionatul european de anul viitor. Campionat ce se va desfășura în mai multe locații, care și două orașe din România. Jica pentru Pavel, pătrunde Anemari Părău, Mărginean, păcat de finalizare, prinde Pavel și aruncă la siguranță din față cu panoul.
33-40, Florin Nini de pe bancă le cere fetelor sale să nu primească coș la această fază. Începere să afară, dar nu e gata atacul Ungariei, mai sunt 12 secunde. Jó, 12 másodperc, a bedobás szépen megcsinálják, bedobásos játékot, pontos elzárással körbevehet a labda, meg is van a faltjuk, nem kell elkapkodni 2 másodperc után, tehát bőven szépen végig lehet játszani, utána már csak arra figyeljük, hogy onnan ne vágjunk egyet, hogy nehogy 2 dobást dobjanak belőle büntetőbe, jó? Pontos, jó, pontos elszakadás kell ahhoz, akkor nem fogja ellopni a lasztit. Fújt ki magadat, és szépen csináljuk meg ezt az alapvonali bedobást itt a végén az utolsó másodpercekben. Jó, nagyon sok egy-egy kosarat kapunk, úgyhogy már félig kifogjuk az egy-egyet, aztán megtorpan, újból megver bennünket, mindig mellénk tud kerülni. A kezed ott, kicsit hátra lépjél, nem tudunk mit csinálni, egy-egybe kiver bennünket, gyerekek. Kettő át! Gyerünk! Mi stăm în zonă, chiar dacă stăm în zonă, dar este schimb imediat și atenție, agresiv la omul cu minge fără faul, da? Hai să luăm mingea! Hai, 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 hai! 1, 2, 3! România! Un atac important pentru Ungaria, care dacă marchează va termina în avantaj prima repriză. 12 secunde rămase din acest atac. Vine aruncarea de 3 a lui Rashid, recuperează însă, din păcate, gazdele. Din păcate pentru naționala noastră. 20 de secunde acum, 13 din atacul Ungariei, a ratat Dora Horti, închisă foarte bine de jucătoarele noastre mari și acum Anemarie Părău, 7 secunde, Părău, o pasă întoarsă spre Bigica, este coșul Cristinei Bigica. Da, o felicită pe Anemarie Părău, dar meritul este aproape exclusiv al Cristinei, care a jucat excelent 1-1, un dribling stop și shoot. Școala americană. Iată rezultatul pauzei. Ungaria conduce, dar la un singur punct diferență. 10 Vaida de la Unguroaice și Gabi Mărginean. Jucătoarea noastră, Mărginean și Pavel au marcat împreună exact jumătate din punctele României. O Românie cu procentaje ok, spre bune, 58% la 2 puncte, 100% la libere, 8 din 8 și 27-28% la aruncările de 3 puncte. A început repriza a doua cu coș al unguroaicilor, care au plus 3 în acest moment. Din pentru Anemarie Părău, abatere de teren. Ane s-a dus după minge pentru ca aceasta să nu iasă în afara terenului mai aproape de coșul nostru. Foarte bine se apără Ripavel. Au fost câteva decizii pro gazde, luate de Peter Vig, Paul Gheorfi și Minar Laszlo, trei oficiali acestui joc, dar nu contează arbitrajul, nu contează foarte mult nici scorul, contează progresul pe care trupa lui Florin Nini îl face. Vă spuneam, este a 4-a partidă amicală, vor mai urma încă 3 cu Ungaria, unul mâine și 2 săptămâna viitoare la Arad, apoi
Naționala noastră se duce la Galați pentru un nou stagiu de pregătire, completat cu încă două partide amicale contra Moldovei. Din nou am venit la un punct, 45-44. Pe poziționarea al Ungariei, Stoiedin iese excelent din spatele omului. Intercepție importantă făcută de Adina și acum Anne-Marie Părău. Nouă Adina Stoiedin întoarce la Ancuța Stoienescu. Conferat faul. Vă invitasem să vă spuneți părerea despre naționala României, despre fetele convocate de Florin Inifolt în atac, acum fluierat. Cipri Damian spune: mă bucur că sunt foarte multe jucătoare tinere, dar mai ales mă bucur pentru Adina Stoiedin, care a progresat mult și sper să fie stâlpul echipei în viitorul apropiat. Remarcasem și eu evoluția Adinei în prima repriză și faptul că Florin Ini îi dă minute multe jucătoarei de la Timișoara. Gabi Mărginean faultează pe Zofia Varga. În locul lui Mărginean intră Cristina Bigică. O, da! Acum coș de afară. Aplauze de pe bancă pentru reușita Anei Voida, lidera marcatoarelor la echipa gazdă. Din se bine este Părău, final de atac, 5 secunde, Anne-Marie Părău faultată Dora Horti. Care de picior va fi repunere pentru România. Cristina Bigică se duce la fundul terenului. Anne-Marie Părău. Nu Părău. Eli Pavel mingea și nu știu dacă a fost faul sau capac. Intervenția lui Stoiedin, hai să vedem. Nu, la minge sus n-a fost absolut nimic. Poate cu, da, cu corpul a fost fault. A fost fault, intervenția la minge a fost una corectă. Rășit, cum Ungaria rămâne în presting. Redin îi lasă lui Părău. Întrundere Bigică, pune mingea alături, prinde Pavel. Excelent! Se impune acolo în lupta supanouri Eli Pavel. Vă spuneam, jucătoare în Austria, la Flying Foxes Viena. Vulpile zburătoare. Anne-Marie Părău a interceptat, o minge s-a dus până în coș și a pus însă prea tare balonul în panou. Stoiedin cu intercepție excelentă, din nou Părău, Pavel Fentă și două puncte pentru Eli Pavel. Pasă decisivă, Anne-Marie Părău, un no-look pass
coșul lui Pavel, care putea să fie urmat și de o liberă suplimentară. Catahonti a căzut pe ea. E, uite, aici se dă coș cu faul. Pe aruncarea Dorei Horti. Adina Stăilin, cea care a comis greșeala personală. Intră Crăciun în locul lui Pavel. Crăciun, jucătoare, Alina Crăciun, jucătoare la Universitatea Vasile Goldiș Icim Arad, orașul unde s-au pregătit și se vor mai pregăti fetele lui Florin Nini. Inițial antrenorul de la Energia Rovinare, antrenorul național, Florinini vroia să stabilească cartierul general la Oradea. Oradea fiind unul dintre orașele unde unul dintre cele două orașe care vor găzdui meciuri ale campionatului european, însă sala din Oradea a intrat în renovare imediat după ce s-a terminat sezonul basketbalistic Inter, adică de curând, pentru că CSM Oradea a reușit să se califice până în finala Ligii Naționale Masculine, mai mult, să împingă această finală până în decisiv. Și spuneam, sala a intrat în renovare pentru că acolo se va desfășura un turneu final de campionat european sub 18 ani. Nu au foarte mult timp cei din Oradea să pregătească sala pentru acel eveniment. Astfel că România se antrenează la Arad, acolo unde săptămâna viitoare vor disputa și două meciuri, alte două meciuri contra Ungariei. Și pentru că tot v-am spus că Oradea este unul dintre orașele care vor găzdui meciuri, cel de-al doilea este Timișoara și nu Clujul, așa cum apare pe Wikipedia, de exemplu, site-ul oficial al campionatului european feminin 2015 nu este încă lansat, așa că informațiile ce par foarte credibile sunt cele de pe Wikipedia. E bine, nu chiar tot ce găsești pe internet este și corect, sigur. Există o singură de adevăr, s-a pus problema inițial ca una dintre gazde să fie Clujul, dar nu, Timișoara și Oradea vor fi orașele din România care vor găzdui meciuri. Finala va avea loc la Budapest. Apropo de Budapest, și pentru că tot am făcut puțină geografie, să spunem că Debrecen este al doilea oraș ca mărime din Ungaria. Debrecen, locul unde se joacă acest meci. Evident, după capitala Budapest. Anemarie Părău pe bancă, Cursaru pe parchet, iată și pe Sonia Ursu, jucătoarea Brașovului, pentru prima dată pe parchet. Apără bine Cutaș, e repunere pentru Ungaria. Ghetele roz ale lui Cursaru atrag atenția regizorului transmisiunii. A doua greșeală personală a lui Cutaș,
vor fi în două libere acum pentru Ungaria. Ana Vaida transformă prima aruncare, se fac 5 puncte. Iată 14 puncte reușite de Ana Vaida. 15 cu acesta. Gheorghe Ori a intrat la gazde. Sarul indică schema de joc pentru România. Saru pentru Cutaș. Pasă care nu prea avea cum să treacă paralelă cu linia de fond. Avem noroc. Rămânem în posesie, dar mai sunt doar 4 secunde de atac. Greșeală personală. Una însă de Ori. 14 secunde pentru o finalizare. Fetelor noastre, Crăciun se descurcă frumos. A ratat aruncarea, dar a scos un foul. Saroc care a comis greșeala personală. Noi o avem pe Bozuki în prim plan. Marchează Crăciun în aruncare. Este și primul său punct în meciul de azi. Asistența lui Bigică aduce încă o posesie echipei României. A călcat pe tușă. Schimbarea acum, revine Pavel pe parchet în locul lui Cutaș. Bigică la linia de aruncări liber. Cristina la 8 puncte marcate. Au pressing încercat de fetele noastre. Descurcă gazdele. Ajung în pozițional când mai sunt 18 secunde de atac. Am încurcat foarte tare Ori. Îi lasă lui Saroc. Pătrundere lui Nicole Țaroc. Am apărat bine. Merge scăpat afară de jucătoarea cu numărul 33. Sonia Ursu pentru Cursaru. Din nou Ursu. A scăpat în prima fază Eli Pavel mingea, dar n-a fost atent Horti. Pavel și-a trecut încă 2 puncte în cont. Mergem în continuare pe mâna acestui pressing. Mizăm pe o apărare agresivă de sus. Contestă decizia arbitrilor și Crăciun și Florin Nini. Nu e foarte ok să reacționez așa. N-ar trebui să fie interesat de arbitraj Florinini. Este vorba de un meci amical. N-ar trebui să aibă timp să vadă ce fluieră, cum fluieră arbitrii. Atât de multe lucruri sunt de observat la astfel de partidă. Vorbim de un meci amical. Meci de pregătire. Ungaria în zonă.
Da, revin la tema arbitrajului, una extrem, extrem de la modă în România, dramatică, după un joc absolut fabulos ieri, finală minunată între Ploiești și Oradea, în care cele două echipe au jucat și nu mă tem de cuvinte, la nivel european. A fost o finală care n-ar fi făcut de râs niciun campionat mare din Europa. Nu era o problemă dacă vedeam în campionatul Italiei sau Spaniei un meci de asemenea valoare. Ei bine, după un asemenea meci sau în timpul lui, cred că 80% din comentariile de pe pagina noastră de Facebook a fost legate de arbitraj. O să vină o avalanșă de laude la adresa jucătorilor favoriți. Au venit clasicile înjurături la adresa arbitrilor. Din păcate, cei care acuză arbitrajul nici nu cunosc regulamentul. Sunt foarte convins de asta, din moment ce unii nici măcar să scrie arbitru corect în limba română nu pot. Am văzut mai mulți care nu știu care că se scrie cu L, arbitru, care arbitrează, dar asta este altă problemă. Intrăm pe partea de învățământ și de educație și nu e momentul. Ungaria trece din nou în avantaj după acest coș marcat de Dora Horti. 59-57. Numai că vreau să fiți atenți la ceva. Ferin. De fiecare dată când se sparge, ele vin chiar cu 3 jucătoare. Asta înseamnă că aici este cineva liber. Deci, dacă sparg, căutați extra pasul aici sau pe colț, da? Bun, acum, Eli, schimb la odihnă, rămâne Adina. Intră Mărginean, jocul 4 mici, vreau pressing non-stop, capcană, da? Acum, atacul, Adina, ești aici, Gabi, o pun 3, Sonia, ești pe colț, Bigi, ești pe colț, da? Găbița mică aici, aștept blocajul, fă-mi blocajul bun, dar fără fault în atac, da? Gabi, urcă, fă un dribbling spre ea și dă-i pasa. Prima opțiune este să spargă. Atenție, ăsta e liber, Gabi. Dacă spargi și vin, scoatem pasa pentru șut. Dacă nu, jucăm hand-off și blocaj. Da? Hai. România! Hai în joc! Se rea partida cu România în atac. Cursaru iese, Gabi Mărginean ținută foarte agresiv de Ori Cursaru. Splendida spart jucătoarea noastră. S-a dus până în coș. O depășire inspirată a basketbalistei de la Sfântul Gheorghe Totia. Faultează acum. Apropo de părerile de pe Facebook, părerile pe care le așteptam de la voi, Adi Gutoaia, jucătorul softului Ploiești, spune, deși este foarte devreme să-ți formeze o opinie pertinentă, consider că avem o echipă frumoasă care practică un joc destul de incisiv, cu multă mișcare în atac și sunt agresive și fizice în apărare. Pe măsură ce se vor sedimenta relațiile de joc, cu siguranță că jocul va crește. La campionatul european sunt convins că vom face o impresie bună. Hai România! România marchează prin Cursaru, sau mai bine zis, Cursaru marchează pentru România și fetele noastre preiau conducerea. 62-61.
care de la distanță replică venită de la Horti, recuperează cursarul, se joacă foarte repede în aceste momente, pe finalul sfertului al treilea, Ursu ratează aruncarea de două puncte și în fine aleg unguroaicele să așeze un pozițional. Gata Honti, conducător de joc. Dora Horti, sub panou, ratează, a fost o aruncare grea a Anei Vaida. Cum Gabi Mărginean, neatenție acolo, n-a închis fundașul Cata Honti și Mărginean a accelerat până în coș, este end one reușit de basketbalista noastră. Gabi Mărginean, după ce a evoluat anul trecut la Târgoviște, s-a transferat la Universității Istanbul, Turcia. 61-65 scorul, Ungaria în ofensivă. Ursu scoate bine în centru la cursaru, înapoi la Ursu. Păcat de finalizarea ratată, rămânem însă în ofensivă. După această recuperare, 6 secunde până la finalul sfertului, cursaru la Ursu. Aruncă de 3 puncte Sonia! Ursu, ce final de sfert! România joacă entuziasmant aceste ultime minute ale sfertului 3 și face pe Farcaș, antrenorul gazdelor, să se scarpine nedumerit în cap. 61-68 rezultatul. Da, să revin un pic și la finala de ieri a băieților, cea din cauza căreia sunt mai răgușit acum și să spun două vorbe despre naționala de seniori a României. Faptul că într-o asemenea finală de o calitate excelentă au jucat și nu doar că au jucat, dar au contat basketbaliști români, componenței naționale noastre, face ca trupa lui Center să trebuiască să fie privită altfel. Titus Nicoară a fost unul dintre cei mai buni jucători ai finalei și este fără doar și poate un pion al echipei naționale. Dani Popescu și-a făcut treaba excelent. Zbârnă a avut și el momente foarte bune, practic aproape că a câștigat meciul 4 pentru Oradea. De partea cealaltă, Adrian Guțoaia, cel despre care Virgil Stănescu spunea în emisiunea Eurobasket de dinainte a meciului decisiv că poate deveni o imagine a Ligii Naționale, jucătorul cel mai reprezentativ al Ligii Naționale. Siarto a devenit cel mai titrat jucător român, chiar dacă n-a jucat în meciul 5, poate și el să reprezinte o soluție pentru câteva minute la echipa națională de seniori. Pe lângă cei care au jucat în finală, marchează cursarul de 3 puncte, pe lângă cei care au jucat în finală, mai sunt nume importante, Silva Șan, și el cu un sezon excepțional, sau Andrei Mandache, titular incontestabil, probabil al naționalei, nu putem fi lăsați deoparte, plus cei care vin de afară, Vlad Moldoveanu, cel mai bun jucător al finalei campionatului Estoniei și câștigător al titlului acolo, sau Olah, care va veni din Statele Unite.
aduce și ei, evident, mai multe greutate trupei lui Big Center. Sperăm, vedem o națională de seniori să fie capabilă să joace de la egal la egal cu echipele bune din Europa. Nu trebuie să ne gândim deocamdată la cele foarte bune, la Spania, la Franța, la Rusia, dar la cele bune putem să... În meciurile contra celor bune putem să începem să sperăm că vom câștiga. Ar fi un lucru extraordinar ca basketul masculin calce și el pe urmele celui feminin la nivel de echipă națională, pentru că la nivel de campionat lucrurile sunt invers. Fetele ar trebui să calce pe urmele băieților. Nou pressing făcut de Ungaria. Descurcă bine cursarul Adina Stoedin pentru cursarul. Foarte bun jocul din repriza a doua a Gabrielei. A dus un plus echipei noastre. S-a fluierat abatere de pași, nu fault, în fine. Se vor că a fost întâi fault și apoi abaterea de pași. De data aceasta este fault comis asupra fundașului Catahonti. Liber. Condusă. Ce rar să fie așa ceva. Na, nici nu. Nu pot să fie. În fine, da, am zis să nu vorbim de arbitri cu R, domnilor, arbitri. Să nu vorbim de ei. Iar ajung la vorba lui Virgil Stănescu, vicepreședintele Federației Române de Basket, fostul internațional, care spunea: arbitrii au rolul de a ajuta basketul. Nu trebuie să fie persoane importante, eroi în meciurile de basket. Fetelor, doar, în primul rând, nici meciul de câte acolo acum a schimbat-o, dar ca teorie ajuta aici, dacă este 2 sau 3 mare, nu uitați cum a stabilit din față și cu mâinile sus, da? Acum fiți atente puțin că iarăși greșim la blocajele astea. Noi am stabilit că 5 stă sus, iar apărătorul 4 se duce over. În momentul în care ea nu are pas, 5 încearcă să taie aici. În momentul în care a plecat, du-te și stai din aici. Minge aici. Haideți că au băgat două pase ușoare. Pe atac, ele ne iau pressing. Trecem jumătatea terenului, opriți-vă și cal. Noi conducem, nu ele. Haide! Om la om faci 5. 1, 2, 3. România! Hogy ezt játsszuk, hogy a 4-es az 1-1, és akkor ezzel fordítsuk, jó? Legyen valami biztos pontunk. 2-3. Marius Sorin Florea spune pe basket la Digi Sport: diferența din sfertul 3 a fost făcută de jocul fără pivot, un pivot lent și cu probleme la recepție, precum și pe accelerarea făcută de Mărginean și pe mâna lui Cursaru. De acord cu Cursaru, de acord cu Mărginean, pivotul lent și cu problema la recepție e Eli Pavel. Dacă e așa, te cam contrazic. În opinia mea, Pavel reprezintă unul din aturile naționale. O jucătoare foarte importantă în angrenajul României. Sigur că sunt momente în care
Trebuie să joci repede, te ajută să joci repede și poți să o faci mai ușor fără Gabriela Mărginean pe parchet, cu un alt pivot, un alt gen de pivot, dar una peste alta Gabi Mărginean Eli Pavel are rolul ei. Este și una dintre cele mai bune marcatoare ale noastre în meciul de astăzi. Foul în atac sperat la Pavel, în faza de mai devreme. Rămânem în pressing. Singur punct avantaj pentru România în acest moment, cu 8 minute înainte de finalul meciului. Încerca Mărginean să scoate un fault în atac cu clasicul ei flop. Nu e meci să nu încerce de două, trei ori să-i păcălească pe arbitri. A luptat frumos Adina Stoie din minge. România are posesia. Gica va fi trimisă pe parchet, când va întrerupe jocul deocamdată. Pavel ia bine fața Dorei Horti și este coș cu faul. Excelentă acțiunea lui Pavel. Priviți pasa lui Mărginean, a lăsat piciorul drept pe lângă Horti și din momentul în care a primit mingea s-a și întors. Acțiune clasică de pivot, schimbare în echipa noastră. A intrat Bigică, a ieșit Romina Filip. Intercepție acum Stoie din Bigică și este faul asupra Gabrielei Mărginean. Excelent, excelent, ne descurcăm din nou în apărare. O minge ciupită pe drum. Asistența pe care au arătat-o de atâte ori Stoie din și Bigică a dat din nou roade. A revenit Rita Rashid pe parchet, ea se apără la părău, Mărginean. Prin dribblingul, nevoită să întoarcă mingea. 14 secunde, Părău se duce până în coș. Excelentă pătrunderea lui Anne Marie. Desprindem la 6 puncte. Venise târziu acolo Pavel la Dora Horti. În fericire, pivotul gazdelor a avut o ezitare, n-a prins mingea cum trebuie și Pavel a putut să se redreseze. Horti recuperează ofensiv și dintre Mărginean și Pavel reușește să arunce la coș. Fault și vor fi două libere pentru Dora Horti. Da, nici vorbă de fault. Antisportiv. Nici vorbă de fault antisportiv. Fault, da, corpul s-a lăsat un pic, să zicem. Da, și antisportiv e prea mult. Trebuia să fie intenție. Să dă fault antisportiv când îl apuci pe adversar de mână și ții. Da, ții serios. O secundă, două, nu-i dai drumul imediat. Sau dacă vorba de un fault tare, mult prea tare, n-a fost cazul. Nici ținere n-a fost. Și altă variantă, când adversarul a scăpat singur spre coș. O
Horti cu Pavel în luptă directă, scăpăm până la urmă cu fața curată și așezăm într-un nou atac pozițional. Navigica Cinean a aruncat din prima, întoarce la Stoie din scurtă aruncarea Dinei. Da, nu era nimeni acolo cu mâna sus la Ori. În fericire, Ungea a intrat în coș și acum Orginean încearcă pe mâna stângă, ratează șansa de contraatac pentru Gazde. Din nou Dora Horti. Trei jucătoare în jurul său. A reușit însă să o blocheze. Și pasa venită de la Ana Laclot. Bună. Au comis de Dora Horti la Gabi Mărgin. Se mingea din coș Gabrielei. Un in and out. Intră a doua. Trei puncte avantaj pentru echipa noastră. Echipa la care revine pe teren Ancuța Stoienescu. Cuța Stoienescu a fost adusă în locul Dorei Ardelean. Jucătoarea lui Dan Ziu Timișoara fusese convocată inițial, s-a hotărât ca ea să fie cedată pentru moment naționalei sub 20 de ani. Informația este de pe site-ul totalbasket.ro. Și asta pentru că informații despre naționala feminină lipsesc de pe site-ul Federației Române de Basket. Dora Horti asigură de la linia de libere. Este înlocuit acum Bettina Bozochi. Trebuie în locul Simone Marie Pără. Suntem în ultimele 5 minute ale meciului. Pavel. Nu se demarcă nimeni. Pavel trebuie să joace una singură. Întoarce pentru Crăciun. Frumoasă finalizarea pe mâna stângă Alinei Crăciun. Ponti forțează, ratează, prinde Pavel. Ana Marie Părău. Stoienescu. Crăciun. Oh, ce pas a încercat să trimită printr-un adversar. Ponti. Schimbat la Ori. La Clot. La Clot. Ori. O pasă greșită. Aștepta bine acolo în 45 de grav de Ponti. Asta s-a dus însă un metru mai în față. Timp de odihnă solicitat de antrenorul Ungariei. Vedeți în spatele băcii gazdelor Fie foarte legea,
3 pont különbség van, de nem mindegy, hogy mi a dörgés. Ha kell, inkább mindent váltsunk el, de labda felől legyünk. Még centerbe is, számítsál arra, ha dobásra nem tud kijönni a blokkból, akkor ott vagy azonnal. A leválóval pedig te menj, tehát rendesen elváltani arra. Olyan védekező, dumálni, most ha 2-2 van váltani, de próbálj úgy odaváltani, különösen ti négyen, hogy beleugrani a paszba. Așa cum și meciurile de la Arad vor fi arbitrate de arbitrii români. Támadó játékban meg voltak a helyzetek, meg kicsit türelmesen is játszottatok, volt, be fog ez menni, ugyanezt kell szépen csinálni. Nem este genul de meci amical care să fi urmărit de o sală plină. S-a făcut mare tamtam, mare publicitate în legătură cu aceste partide. 4 meciuri în România-Ungaria sau Ungaria-România, cum vreți, venite la rând. Primele 2 astăzi și mâine vă spuneam, de asemenea vom transmite partida, revanșa meciului de astăzi. Ce coș marchează România. Este reușita lui Pavel. Spuneam că mâine meciul este mult mai devreme. Joacă la ora 12. Chiază Pavel. Nu vor avea foarte mult timp de refacere fotbalistele celor două echipe, dar vorbim, cum spuneam, de partide amicale. Partide mai mult de pregătire. Nu urmăresc victoria cu orice preț antrenorii. Fault antisportiv erat acum la Rashid. Și această decizie mi se pare un pic forțată. Da, în fine. Trei minute și o secundă până la finalul meciului. Rashid pe bancă. Eli Pavel la linia de libere pentru două încercări, apoi România va avea și repunerea de la centrul terenului vis-a-vis de masa oficială. Pentru echipa noastră, care teoretic ar trebui să câștige acest meci. Sunt foarte importante pentru antrenori finalurile de meci. Se repetă la antrenamente. Finalurile de atac, finalurile de meci, 5 puncte plus, 3 puncte minus, în fine, cum să joci în diferite situații de meci, dacă ești în bonus sau nu, dacă ai avantaj mai mic sau mai mare. Este o repetiție bună pentru naționala noastră, acest final. Vedem dacă vor reuși fetele lui Florin Nini să joace inteligent, să-și conserve avantajul până la finalul meciului. Deocamdată lungim atacul, lucru bine făcut. L-am lungit până a ajuns mingea la Gabi Mărginean, care a forțat.
Rămânem însă în posesie, 5 secunde, Cutaș încearcă o aruncare în capacul unui adversar și șutul pe un picior al Gabrielei Mărginean vine după ce se aude sirena care indică expirarea timpului regulamentar de atac. Kettő perc, de mindenféleképpen szükségünk van hármasra. Négyest játsszuk meg, ugye az elszakadásból, Lusi, ott maradsz egyedül, akkor nem editálj. Merjed rávágni, vagy ha nincs előtted senki, törjél be bátran egy-egybe, mert megvan a négy falt is. Csak figyeljünk arra, mint most a Joe is, amikor betört ezen az alapfalon, időben meg kell állni, mert mind a hárman, négyen odafutnak, mindenki oda segít. Pont az a cél. Azt jó, megcsináltad, meg kell állni, azt kipasszolni az üres oldalra. Itt is, abban a pillanatban, a négyesben meg lesz neked a helyzeted, hogyha be akarsz törni, biztos, hogy elmozdul mindenki, legyen a sarokba helyzet, legyen a sarokba ember, aki megkaphatja, tisztesen dobni kell. Dobni kell. Vagy egyszerűen kiarcolni az egy-egybe a fajtot, hogy minimum legyen egy biztos két dobás. Jó, de higgyünk benne, gyerekek, higgyünk benne, gyerekek. Kettő, három. Magyarok! Ó, maradunk ott, majd ember csapda, és úgy jövünk. O minute, Ungaria are posesia, 75 la 83 scorul. Honti cu bigică în fața ei. Apărăm de sus pentru a întârzia un pic atacul. Corectă decizie. Aruncă Varga de afară, ratează, prinde Gabi Mărginean. Da, am gestionat bine finalul, nu este mai puțin adevărat că nici adversarul nu ne-a pus probleme foarte mari. Excelentă pătrundere a Gabrielei Mărginean, care a beneficiat și de blocajul făcut de pivotul nostru, de paravan, care i-a permis să se ducă până în coș. Honti. Vigică împinge acolo, a încercat să treacă prin blocajul advers. Cele mai bune jucătoare ale Ungariei astăzi are două libere. N-a ratat nicio aruncare liberă până acum. Iată și pe prima. Da, au vrut arbitrii să-i facă cadou, poate, un meci perfect de la linia de libere. Și au decis că se repetă aruncarea de mai devreme. Nu contează, se pune asta 100% în continuare pentru Dora Horti, care are 21 de puncte marcate. Uitați ce bine am trecut centrul. Rău pentru Mărginean, aruncă de 3 puncte Gabriela, ratează. Dora Horti recuperează bine. Cum Honti pentru Varga. Nou Honti. Aruncare de la distanță, ratată de Varga. Vine șutul lui Honti. Rămâne 77 pe tabelă în contul gazdelor. România a ajuns la 85 de puncte. Rău, Cutaș,
ce scoasă de Crăciun. Crăciun primește de la Gabi Mărginean o pasă excelentă dată de basketbalista de la Universității Istanbul. A dat faul până la urmă. Mai marchează odată Dora Horti, 23 de puncte pentru ea în partida de astăzi. O partidă care se încheie aici, dragi prieteni. România arată bine, echipa națională României, echipa feminină arată bine, victorie contra Ungariei la Debrecen, victorie venită pe fondul unui joc consistent, un joc inteligent, un joc care ne dă speranțe că vom vedea o națională puternică la campionatul european de anul viitor.